Sunt Nicolae Geantă, profesor și pastor. Pentru că este ziua voastră, iubiți copii, vreau să vă spun o mică scrisoare. Am scris o mică scrisoare pentru voi. Unii astăzi sunteți mici, dar o să creșteți foarte repede și eu vă scriu astăzi cum să trăiți voi mâine. Să știți că voi sunteți o moștenire de la Domnul, sunteți o laudă de juvaiere scumpe. Căutați să îmbogățiți întotdeauna pe cei din casa voastră. Hoții cotidieni vor întotdeauna ca să vă fure fericirea chiar din familie și să știți că sunt destui. Niciunul dintre membrii familiei nu este perfect pentru că toți greșim. Cereți-vă iertare când greșiți și iertați pe cei ce vă greșesc. Iertare este un semn că Dumnezeu trăiește în voi. Cinstiți-vă părinții și apreciați-le toate eforturile lor. Într-o zi și voi o să fiți părinți și să nu uitați că toți oamenii mari au fost cândva copii. Iubiți toți oamenii, chiar dacă nu îi înțelegeți. Uneori iubirea este etnocentristă, nici religioasă măcar. Iubirea este sacrificiu de sine. Și asta am văzut-o la Dumnezeu. Veți întâlni în viață oameni care sunt gata să vă facă vânt de pe scara vieții, oameni care sunt gata să vă arunce în hău și să nu vă lase să urcați pe culmi. Voi să urcați oricum și să alergați înspre direcția aceasta. O să vă intersectați în viață cu o mulțime de indivizi care vor să vă tragă pe sfoară, să vă prostească, aș putea să spun, în față. Și orice tehnici mizerabile ar aborda ei, voi să fiți cinstiți totdeauna. Veți întâlni o specie de oameni gata să fărâme cu barosul într-o secundă tot ce ați construit voi în anii întregi. Să nu descurajați niciodată, voi trebuie să construiți mai departe cu orice preț. Printre prietenii voștri o să întâlniți destui oameni cu măști, actori falși, purtători de a doua față, să-i spunem, niște ipocriți. Voi întotdeauna să fiți prieteni oricum și să nu aveți două fețe și mai ales trebuie să fiți prietenoși. Uneori chiar și apropiații voștri o să vă invidieze și să vă acuze de intenții ascunse, să vă împroaște cu noroi, e mult mai ușor să împrăștie astăzi o travă decât parfum. Dar voi să rămâneți niște oameni extraordinari și vreau să vă rog ceva și nu numai eu vă roagă și Domnul să fugiți de anturajele rele. De ce să vă legați la cap fără să vă doară? Un om deștept are soluție pentru orice problemă, spune Einstein, dar un înțelept o evită. Voi să fiți înțelepți. Să nu încercați să vă faceți voi singuri scările voastre, pentru că la scara omului nu este niciun adevăr, spunea Petru Țuțea. Să urcați pe scara lui Hristos. Și târâși, dacă ar fi nevoie, voi să urcați înspre cer. Să vă construiți viața cu Dumnezeu. Și așa o să construiți raiul în inima voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți copiii. Sunteți opera mâinilor sale. La mulți ani, pruncilor. Fără voi am fi ca pădurile la sfârșit de noiembrie. Domnul să vă dea putere și încă o dată la mulți ani!